Un român din Cluj a dat lovitura în Germania și restul Europei, după ce a inventat o băutură ce acum costă 30 de euro pe litru. Bărbatul a luat decizia îndrăzneață înainte de a reuși acest lucru și a îndurat câțiva ani dificili, în urma hotărârii sale de a pleca de acasă. Conform Impact.ro, românul care a inventat băutura ce are succes, Paul Peteanu, în vârstă de 45 de ani, intenționează să o aducă și pe piața românească. Bărbatul s-a stabilit în Germania în urmă cu aproximativ 25 de ani, ca să fie lângă femeia care urma să-i devină soție. A făcut acest pas în ciuda faptului că nu știa limba germană. În timpul unei vacanțe pe care a petrecut-o în sudul Franței, românului i-a surâs norocul. A descoperit o plantă ce este cunoscută drept busuioc african. Cu un deceniu în urmă, Paul Peteanu a început să aclimatizeze planta la temperaturile scăzute din Bavaria. După ce a reușit să aclimatizeze planta, românul a început să producă din ea o băutură ce acum este cunoscută cu numele german Blütenrein. Aceasta este folosită drept băutură răcoritoare, amestecată cu apă minerală ori alte băuturi alcoolice ca vodka, gin sau vin. Paul Peteanu a explicat că invenția lui se poate folosi și în bucătărie, în diverse preparate. Succesul lui nu a rămas doar pe teritoriul Germaniei. Au urmat state ca Austria, Elveția și Luxemburg, care au preluat băutura românului. Aceasta se vinde în lanțul de magazine Metro, precum și în lanțuri hoteliere, restaurante sau rețele de catering. Băutura se vinde în sticle de 500 de mililitri, iar prețul este cuprins între 12,99 euro și 14,99 euro, relatează Impact.ro.